Salut, bine ați venit pe canalul meu de astronomie Am ales să mai filmez în monitorul odată V-am spus, n-am microfon bun Filmez cu celularul, pur și simplu Vă mai arăt un, un, uh, o pagină de internet frumoasă Wiki Atlas of Pecul pe Peculiar Galaxies Galaxii ciudate Așa, dar comentez V-am spus, pentru că n-am microfon bun Dacă era, făceam un screen capture, că știu și uh, Că știu să fac un screen, screen capture Și Și comentam Dar nu am un microfon bun Așa că filmez cu, Așa pagina asta vreau să vă o prezint Să căutați și voi Galaxii da? Galaxii Eu spun că galaxiile sunt stele Da? Galaxiile Sunt stele asta spun eu. Uitați asta de exemplu. Vedeți, puteți să deschideți, să intrați. Așa, mi-a intrat cineva. Așa, vă scuzați că, na, e cam house like făcut, dar asta e video asta Deci, puteți să le deschideți la, pe, pe fiecare, nu mai focusează. Așa, e ora când filmez monitorul, dar... Așa, puteți să intrați la fiecare de aici, să le priviți. Numai că asta vreau să vă spun. Nu nu citiți ce sc scriu ei că e fals. Din cauza asta și comentez eu, și trebuie să comentez. Um, și de asta mi-am deschis și site-ul. Deci acestea sunt stele, credeți sau nu, acestea sunt stele. V-am arătat asta de exemplu dacă ar fi ca atracția să fie după masă, cum cred unii, prostește. Deci vă dați seama ce profesor de fizică proști. Aici se arată că din aia mare se duce spre aia mică. Numai dacă ai spune că e densitate mai mare și masă mai mare în aia mică, în care să se ducă. Dar vă spun că nu se duc și nu e atracție. E foarte important, pentru că dacă, atrac, dacă gândești că la gravitație atracție, gândești că acestea pot să stea suspendat în spațiu vid cosmic, aceste galaxii și uitați asta de exemplu și să crezi că poți să stai la un loc unitar dacă crezi că e atracție odată ce te-ai dezvrădit de atra că gravitația e atracție foarte important și vă spun este să există funcții care se întorc pe dos gravitația e una de genul ăsta de derivată, sinusul face cosinusul pentru că pentru că nu poți ca să spui că se duce într-un cerc mai întâi și după aia în jumătatea ei la altă. Și deci gravitația este o funcție întoarsă, care se întoarsă, care să creeze un perpetuum mobile, să, să, țină aceeași distanță. Mișcarea se consumă, în oriunde se consumă, deci, deci consumându-se mișcarea, trebuie să, să rămână, vedeți, nu sisteme gravitaționale, trebuie să fie întreținută. Și atunci de ce e întreținută? Dacă ar fi atracție, ar fi o formă de frânare? Și vă spun că nu e. E întreținută de un adaus vectorial de forță. E un câmp de forță pe... De, pe așa. Și deci... Și deci... E dat de masă. Dar nu e atracție, e un câmp de forță, forța e gară cu masa ori accelerație. Și deci acestea nu sisteme gravitaționale, asta înțelegeți dacă înțelegeți. Asta explică că astea nu intră una în alta și nu se... că îi spun că sunt coliziuni sau ceva. Acestea stele, v-am spus că le izolează galaxiile, sunt printe stele, uitați asta e cât de mare este asta. Și, și cât de mari sunt galaxiile astea. Dar numai că nu înțelegeți că. Exist, sunt făcute, s-au da, dat zumuri aici. S-au dat zumuri masive unele aici. S-au făcut zumuri, Așa. Și deci sunt piline de puncte, de puncte, de puncte. Și ei, din cauza asta, au spus că zmar. mari. Zic că, pentru că scumul de. Ei zic că fiecare de ca soarele nostru. Asta a spus Giordano Bruno, 1400. Deci nu e un mocurent identificat stelele greșit. Acestea stele nu le vine să creadă. S-a dat zoom aici, s-a găsit multe puncte, mici, 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 mici de tot. Și ei interpretând că fiecare stea din asta e ca un soare, fiecare punct de la mic, mic, mic trebuie să fie ca un soare. Și deci ca să, să ardă, dacă nu s-ar arde între ele și atunci trebuie să fie mari sute de mii de ani de zile distanță cu viteza luminii, așa, și... Înțelegeți? trebuie să fie mari și să fie de, de parte normal dacă sunt sute de milioane de stele aici, și milioane. S-a dat zoom, deci... Dar da stelele sunt mici. Un nor care fulgeră, un nor care fulgeră de la cap la altul. Ce este? Nu este. Și, și nu vă vine să credeți că există lumini care nu sferice. De ce lumina trebuie să fie sferică? De ce? De ce? Sunt lumini... Aici și -a se extrage sunt lumini. Înțelegeți gravitația. Și de ce ei spun încă e atracție? Falsifică exact galaxiile astea, vedeți? Peculiar galaxies. de v-am pus canalul ăsta. Trebuie să explice de ce arată așa urât. Că gravitația, dacă vă spun că e decât un sistem perfect rotațional să se mențină la aceeași distanță și să fie un perpetuum mobile. Să, să mențină la aceeași distanță să fie un perpetuum mobile există și să mențină viteza, deci de orbitare. Viteza de orbitare, ca să nu se frâneze, să se consume, trebuie să fie încărcată constant. Și încărcarea este un câmp rotativ vectorial de forță. Că Newton nu știe alta, de lovitură. Deci, mai degrabă, gravitația este forța de impact, de respingere, mai degrabă. Dar ce nu înțeleg ei că forța gravitațională este rotativă? Și deci ca un bumerang Când se consumă mișcarea de înaintare sunt, Că mișcarea are trei vectori Și când se consumă mișcarea de înaintare Rămâne să, în, faz, în cauza asta se transformă sinus în cosinus E derivat Dacă înțelegeți Și deci și deci, ei, deci galaxiile astea Nu pot să fie sisteme gravitaționale Că în primul rând nu se atrag să, men, să, să menține o veloci, o, veloci, o viteză iar menținerea vitezei este prin impact de forță care adaugă energie la sistem dacă înțelegeți și deci, și Newton spune orbitarea nu produce viteza însăși A, sistemul este întreținut deci pământul este aruncat în orbită și după aia este întreținut pentru un adaus pentru un câmp rotativ lovește ca un bumerang cu o forță Așa am terminat uh, aici. Lovește cu o forță, uitați și ciudat. Lovește cu, cu o forță uh, rotativă pământul și ca un burmeran, că îl întoarce în fel. Face derivata asta, e întoarce funcția cumva. Derivata. Pentru că trebuie să explici prin matematică lucrurile astea. Da, dar v-am spus și ecuațiile, există două ecuații în fizică, energie egală cu nupă pe 2 masă viteze. viteză, și astea sunt. Și are caz rotațional și forța egală cu masă ori accelerația și n-ai cum să nu se supun acestor legi, că nu există alte lege. De ce, de, ce, de ce vă explic gravitația mereu? Aceste galaxii, ei spun că intră în una în alta și vă spun acum dacă ați înțeles gravitația, de ce se intre una în alta? Că atracția este de genul electromagnetic, dacă ar fi. Gravitația nu este o atracție, este o lovitură de forță circulară pe arie, care păstrează mereu la aceeași distanță și întreține viteza de mișcare. Gravitația explică orbitația infinită. Pe Pământ există o accelerație și într-adevăr e dată de masă, e o relație. Și deci când, când, le vedeți că sunt strâmbe, aici și astelele le n-au cum, ăstea de exemplu, n-au cum să se rotească în jurul unui centru. Dă rotund perfect, alt, altfel nu există gravitație. Și asta îți arată că stele. Că sunt strâmbe, că nu-s rotunde, gravitația este de rotundă, în mod total, dacă au ei altă fizică, stică lor, dar nu înțeleg dacă sunt proști, dar asta să vă înfricoșeze. Pro ce prostie există la fizică pe tot pământul. Au inventat lucrurile astea de științific o fantastic. Uitați stelele astea, dacă ar fi gravitația, atracție, s-ar prăbuși una spre alta. Sunt multe cazuri de genul ăsta, v-am spus. Și deci, din cauza asta, vă tot explic gravitația. Aici puteți să intrați și aveți, deci, peculiar galaxies. Din cauza asta, vă tot explic gravitația. Asta a făcut Newton, dacă uh, ați înțeles. Asta a făcut prin forță dar ce nu înțeleg ei că e rectiline și rotativă? Bumerangul e o forță rotativă. Să duce ea de înaintare să consumă și în felul ăsta să transformă sinus în cosinus și să întoarce. Și deci, și deci derivata întoarce funcția. Deci ce spun ei că galaxiile astea intră în una în alta? Și acum vă întreb dacă ați ascultat ce m-a spus. De ce? De ce s-ar duce una în alta? De ce? Că nu e atracție pe masă, dacă înțelegeți. Nu e atracție pe masă, gravitația. E forța egală cu masa ei, se, înțelegeți? Și de ce s-ar duce? Deci ar trebui să fie aruncate una spre alta, cumva, dacă s-ar păstra gravitația lui Newton. Și ce vă spun? Cum s-au înșelat? Aici nu stele, chestiile nori stele, rotunde, de, de cine au obligat să lumineze decât un obiect speri rotund, perfect. Soarele nostru e așa. Și mai sunt stele. Acestea stele, dacă înțelegeți, o instalație stelară, și ce nu știu ei, vedeți că zic gaze care sunt, dacă ar avea sute de mii de ani de zile, ar fi sute de mii de ani de zile asta, conexiune. Înțelege? Și ei zic că să ciognesc. Nu să ciognesc, sunt stele pur și simplu. Și ce nu înțeleg ei? Pentru că se păcăliți că e vid în sistemul solar interpretează că și bleacul ăsta e întunericul ăsta e vid și stelele astea zice nu uite vară că nu uite că e materie acolo dar nu are putere lumina să descopere tot când, se, când, este eclipsă când este eclipsă unde dispare luna când sau când e semilună nicăieri dar lumina are o, niște proprietăți nu cum spun ei uitați vedeți și au trebuit să explice au trebuit să explice vedeți că sunt strâmbe aici. Observați? Observați? Ar trebui să explice că sunt strâmbe. Și deci gravitația este total rotundă. Și sunt stele. Dacă nu înțelegeți că sunt stele, sunt stele. Deci să vedeți ce profesor dobitoci, ticăloși, pe tot pământul, abar n, abar n Vedeți? Vedeți? Și deci vă, vă spun că astea toate sunt stele la noi în galaxie. Sunt stele la noi în galaxie. Biblia nu mai este galaxia noastră cer, dar ei au, au numit galaxia noastră galaxie și pestea galaxii să spună ca și cum ar fi alte ceruri, ca și cum ar fi alte ceruri care există. Și ăsta toate strâmbe pe, pe cui li ar arată că acestea falsifică gravitația, deci nu sisteme gravitaționale, dacă vă spun, deși în stele. Sunt stele, așa arată, dacă e sau nu ciudat, de ce fulgerile sunt rotunde? Nu sunt. Dacă vă spun ce imbecil există pe, pe tot pământul ăsta, profesori, imbecil total. Vedeți? De ce stau una lângă alta așa? Așa sunt, și sunt flori. Sunt exact ca așa sunt. Și v-am spus de la Sfântul Vasile, dar nu de la ei. Mai e un cer, dar acestea nu-și ceruri. Spune și Sfântul Petru. Ei uită voi că cerurile erau mai de mult, dar nu astea, dar nu ăstea și pământul s-a închigat prin apă și prin... din apă. Dar nu ăstea sunt cerurile care erau mai de mult. Cerurile îngerești care își arată altfel. Și dacă ați înțeles din nou gravitația, ar putea să arate. Deci, v-am spus, galaxia noastră este sferică și înconjurată de nor masiv. Și nu vedem dincolo. Sfântul Vasile spune că e lumină. Dar vă spun de la sfiz, nu că i-au descoperit. După că pe capul lor, Văd marginea universului. Și aici puteți să vedeți mai multe. Deci v-am prezentat și canalul ăsta. Vedeți, unele cu albastru au... Au aici, vedeți, stele. Vedeți? Și cu albastru. Și vedeți... Un canal foarte mișto ăsta. Puteți să le vedeți. Deci, mesier 60. Virgo, și eu o să fac mesierii, da? Așa. Așa. Vedeți? Ăsta strâmbe și au coz, au tot felul de antene, tot felul de așa, antena e galaxia, asta de exemplu. Eu, și v-am spus, le decupează e, că ele sunt între stele, le și decupează să le pun așa decât într-o poză. Sunt între stele. Ăsta, sunt toate între stele. Și de deci, ăsta care sunt cu așa n au poză, cu uh, roșu, decât ăsta cu albastru și puteți să le vedeți și puteți, să și poate intra la fiecare în, așa aici. Deci am zis să mai prezint, uite asta, de exemplu, dacă vă mai prezint un canal și v-am spus din nou gravitația. Sunt niște ticăloși, de ce nu credeți? Că sunt imbecili, profesori imbecili în culți. Nu știu, preda acolo așa, dacă nu știu, nu știu când e vorba. Și când ies în spațiu, vă spun eu că e pur și simplu, știm că dacă bați accelerația, obții viteza viteză de 27 de mii calculată. Atâta. Și ieși spațiu. Și Von Braun a făcut, a făcut Rachetele nu ei, vom bra, au fost invenții. S-a gândit dacă a putut să iasă spațiu și a ieșit și chiar au ieșit. Și dar aia nu motivează chestiile astea. Pur și simplu ai o forță masivă și bas forța că s-a calculat pe arie și ieși în spațiu și orbitezi. Și în felul ăsta v-am spus, deci v-am prezentat, îmi pare rău, dar am, zis să vă uitați să înțelegeți. Așa, și v-am explicat, v-am spus, dacă era, făceam schimb capture și comentam peste, dar n-am microfon bun, fâsâie. Așa, am filmat în vechime și fâsâia și le-am deja și nu îmi place. Așa, sunt pe Killer Galaxy, sunt o grămadă, vedeți, strâmbe. Să înțelegeți și vă spun, gravitația este decât circular perfectă. Toate galaxiile astea care nu și circulare, nu sisteme gravitaționale. Înțelegeți? Nu sunt sisteme gravitaționale. Dacă planetele orbitează, dacă planetele orbitează, acestea nu sisteme gravitaționale, au pus în cârca gravitației pentru că o interpretează gravitație, atracție, v-am zis și, și odată ce v-ați dezvrăzit de asta, că nu este atracție. Este o derivată și e pari, e pari. Are într-adevăr cantitate de forță calculată, adică cum te apropii te lovește mai tare, ca la un bici, ca la. te lovește mai tare când ești mai departe, te lovește mai încet. Forța e calculată ca să mențină viteza și. Deci, pentru că se încarcă cumva și de aproape te lovește mai tare, dar departe mai încet. Dar e forță de lovire, e forță de lovire și din cauza asta nu știu, proștii. E forță de lovire și e un câmp. E un câmp, vedeți ăstea? E o forță de lovire, vă spun cât de ticălos sunt profesor și ia bani pe crâca copilului și minte și împotriva lui Dumnezeu. Acestea toate sunt în galaxia